Pentru ce crezi tu așa că folosesc oamenii un calculator? Depinde de oameni. În mare parte pentru, incluzând și gamerii, cred că în genere pentru navigare pe internet, discuții pe Facebook, vreo conferință pe Skype. Filme. Filme, lucruri de la servici luat acasă, adică chestii de astea. Cel mai ieftin sistem din portofoliul vostru. Da, cel mai ieftin. E un sistem dedicat activităților de tip office și multimedia. E 999, am zis noi. E așa când te uiți la preț, zici, mă mâncați, ce pocnitoare fie, da? Nu e chiar așa de pocnitoare, adică pentru daily use și day-by-day activities, cred că e un preț foarte ok și o configurație ok, adică poți să te uiți la un film în format Full HD, HD. Cred că poți să navighezi fără niciun fel de probleme într-un Mozilla sau un Chrome cu mai multe taburi deschise, fără să-ți sughițe la propriul sistem și să existe blocaje și alte nebunii de genul ăsta. Dacă vrei să te și destinzi din când în când, te poți juca pe el titluri mai vechi, poate chiar și mai noi, dar aici trebuie să lași un pic din rezoluție. Să zicem ce la interior. În primul și în primul rând avem carcasa asta minunată de la Segotep, care vine cu o sursă de 500W inclusă. Avem o placă de bază de la Gigabyte, este un H110, pe care e montat un procesor Intel Celeron, pentru că este un sistem mega ieftin. Da? E vorba de G3930, un dual core, 4 GB RAM DDR4 la 2400 parcă. Un spațiu de stocare de Nutella de la Western Digital, varianta Blue, și pentru cei care au, eu știu, librării de filme pe DVD, are și o unitate optică de tip DVD Writer. Acum vine surpriza, 999 e cam mult pentru asta, nu? În configurația asta, stai și te gândești. Dar pe lângă asta, noi dăm celor care vor să cumpere acest sistem și un dongle USB, Wi-Fi. Și să mai zic, că n-am terminat, stai așa. Pe lângă sistemul ăsta, sistemul mai este acompaniat și de un kit tastatură și mouse. E un media center, mai slăbuț. Permite upgrade-ul pe viitor? Păi da, poți să adaugi o placă video în cazul în care vrei, dar iau performanțele, o să fie trase în jos de procesor. Cum se compară așa ca idee 3930 ăsta cu un Core M? Cu un Core M? Păi, cred că tot pe acolo e. Acum depinde de Core M. Eu am făcut comparație între ăsta și 4560. Diferențele sunt foarte mari, din păcate. Vorbim de Celeron versus Pentium. E făcut pentru a te destinde, pentru a te uita la un film. Poți să joci pe detalii low, într-o rezoluție de tip 1366x768, să spunem un Minecraft și să stea în 40, 50, 60 de FPS-uri. Acum toată lumea să zică, eu vreau 200. Dacă vrei 200, mai pui încă 1000 de lei și ți-ai făcut un sistem de gaming. Low-medium. Ce frecvență are procesorul ăsta? 2,9. Adică poate, sistemul poate, pe ansamblu, poate să țină orice activitate de tip office și multimedia, cum spuneam un pic mai devreme.